După ani de dezbateri și de amânări, aleșii locale au căzut de acord că este nevoie de o șosea de coastă care să lege Constanța de stațiunea Mamaia. Aceasta urmează să aibă în jur de 8 km, iar accesul va fi strict pietonal. O parte din lucrări în zona de nord a orașului ar putea începe chiar anul acesta, potrivit inițiatorilor proiectului. Ce avantaje ar avea turismul odată cu materializarea acestui proiect, aflăm de la Cristian Bărhălescu, unul dintre cei mai cunoscuți operatori din turismul din România. Domnule Bărhălescu, bună ziua, vă mulțumim că sunteți alături de noi. Spuneți-ne care ar fi, în opinia dumneavoastră, principalele avantaje ale acestei șosele de coastă. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Într-adevăr, faptul că vom avea o șosea de coastă pe lângă publicitatea care o dă orașului Constanța, ne aduce și noi mai aproape de, am putea spune, un oraș turistic și civilizat. Pentru că toate orașele, de fapt, au, atunci când sunt situate la un mal de mare sau chiar la malul unui fluviu, au o faleză, au o zonă de promenadă, o zonă pe unde să poată merge turiștii pe jos să se bucure de destinație și de frumusețea peisajului, pentru că până acum doar locatarii din faleză nord, din zona universității sau mai spre centru, care sunt în proximitatea plajelor, se bucură de aceste peisaje. Iar acum avem posibilitatea să oferim și turiștilor posibilitatea să se plimbe. Este încă ceva de făcut în plus pentru turiști. Știm foarte clar că ei vin pentru experiență la mare, iar plimbarea de o oră, să spunem, pe această faleză sau chiar două, le dă un motiv în plus să vină pe litoral. Iar cu siguranță o legătură între zona veche a orașului și stațiunea Mamaia va fi una excepțională și dacă aleșii vor reuși să construiască și un port, o mică marină undeva prin zona Năvodar-Mamaia Nord, va exploda cu siguranță cererea, pentru că sunt suficienți care și-ar dori să meargă din Mamaia până în Constanța cu o barcă, cu o șalupă, cu ceva, pentru că vedem foarte clar traficul rutier este și așa foarte îngreunat și avem nevoie de accesibilitate pe toate căile. Vorbesc despre peisaj ceva mai devreme, că este minunat, dar desigur că relieful ne-l dă natura. Marea este frumoasă, nisipul este perfect și evident că le oferă din start o priveliște senzațională, dar contează foarte mult și aportul omului. Cu ce venim în plus, ce facilități oferim la țărmul mării pentru a atrage oamenii prin construcția unui astfel de proiect ambițios, a unei șosele de coastă, mobilier stradal, facilități și orice altceva se oferă acolo pentru a atrage efectiv oamenii. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă pomeneați despre alte orașe din lume care au deschidere la mare și care beneficiază deja de mulți ani de un acces pietonal în condiții civilizate, dar aș vrea să vă întreb dacă este mai bine să avem doar o astfel de zonă cu acces pietonal sau, cum este la Nisa, de exemplu, și cu accesul mașinilor, pentru traficul mașinilor în zonă. Acesta poate fi completat. Este de discutat destul de mult în ce măsură este fezabil la Constanța să punem o șosea, cum este promandat de Pentru că este doar o limbă foarte îngustă de pământ între lac și mare. Stațiunea Mamaia este o zonă foarte, foarte îngustă. Nu știu dacă ar fi posibil, într-o bună zi, să reușim să extindem această zonă de promenadă și către o adevărată șosea de coastă în adevăratul sens al cuvântului, pe care să circule și mașini. Este mai greu de realizat, probabil, și din punct de vedere peisagistic, arhitectural, și construcția ar lua o bucată din țărm, din faleză, dar nici aceasta n-ar fi imposibil. Domnule Bărhălescu, nu vă mai aud atât de bine. Vă mulțumim că ați fost... S-a întrerupt datorită faptului că am fost apelat, de aceea... Am înțeles. Am înțeles. Bun. Să sperăm că reușim să avem măcar această zonă pietonală în condiții civilizate și nu doar atât. Să fie ceva senzațional care să atragă turiști nu doar din toată România, dar și din toată lumea. Da, sperăm că va fi încă un proiect care va atrage, așa cum a atras și Telegondola, așa cum a atras Parcul Acvatic sau alte invenții pe care le-am avut de-a lungul vremii cu Mamaia, și să facem din Constanța o destinație turistică ofertantă și care să îi facă pe turiști să vină, să stea cât mai multe zile la mare. Domnule Cristian Bărhălescu, vă mulțumim că ați fost alături de noi în jurnal. Noi continuăm cu alte știri.